În episodul de astăzi am cumpărat cele mai scumpe bilete posibile pentru a-l vedea pe Octavian Popescu. Vom merge la meciul din Conference League, unde Steaua va avea un meci foarte greu, și vom compara experiența de la VIP, care este cea mai scumpă, și experiența unde va sta Carlos de la tribună, unul dintre cele mai ieftine bilete. Va fi un dublu vlog, așadar haideți cu butonul de like, forță, este prima dată când facem un asemenea experiment și dacă mai vreți asemenea episoade, haideți și voi cu susținere acolo. Nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe. Aceștia sunt abonații săptămânii, puteți să apăreți și voi în episodul următor dacă apăsați pe butonul de subscribe, să reușim cei 200.000 de abonați. Și totodată vom avea 6 categorii de comparație pentru ambele experiențe, dar haideți să nu mai stăm la discuții și să plecăm spre stadion. Bum, și ne-am întâlnit frumos aici cu fratele Carlos. Suntem în întârziere, a început și ploaia între timp, dar sper să ajungem la timp la meci. Acum nu știu cine va sta mai mult la coadă, eu sau tu. Vom compara ambele experiențe prin mai multe criterii, așa cum v-am zis, dar eu sunt curios, cine crezi tu, Carlos, că se va simți mai bine astăzi, eu sau tu? Eu zic că ambii. Ambii, posibil, posibil, sau poate tu mai mult. Asta vom afla pe parcurs, dacă merită sau nu să-ți iei bilet la VIP. Și am ajuns la stadion, fraților, tribunele arhipline și mai mult de atât, locul la care vom sta noi este aproape de Gigi Becali, care își anunță prezența la meci după foarte mult timp. Și o să dau singur un pronostic. Eu zic un 2-0 pentru Steaua. Să vedem dacă-mi ies. Vezi, tocmai am ajuns la poartă. Este foarte mare aglomerație. Hai, Steaua! E bine că aici nu e deloc coadă, băieți. Intrăm absolut direct. Bam, nu trebuie să așteptăm deloc la coadă. Asta e super bine. Și am intrat direct. Direct, fraților, fără niciun fel de problemă. Prima dată în zona asta și deasupra noastră e loja. Vedem acolo o coadă, cred că e la mâncare, da. Coada la mâncare, din păcate, e mai mare. Înainte aici se serveau, uitați, cu bar frumos, cu mâncare, cu tot ce vreți. Aici se servea înainte masa, acum nu se mai servește nici masa la VIP. Din păcate, la acest meci nu poți cumpăra și mâncare, dar arată super bine intrarea asta de aici. Cu lift, cu tot ce vreți. Arată bombă. Sunt curios cum arată și la Carlos. Și hai să vedem ce mâncăruri avem. Ok, avem snack-uri acolo, sucuri, fulare, ia uite, fular cu FCSB. Cred că la fel în ambele părți. Băieți, nu stau la magazin pentru că este foarte mare aglomerație, dar acolo sunt chipsuri, suc și niște popcorn. Așa că poate vin mai târziu să cumpăr ceva. Loja VIP aici, vedem frumos. Și uitați-vă cât de frumos arată intrarea asta. Am intrat aici cu toată lumea frumos. Suntem în incinta stadionului. Lumea ceva mai liniștită aici, nu prea se cântă. Uitați-vă și voi, lumea în general liniștită. Stau pe scaune frumos. A, uitați. Toată lumea stă ușor pe scaune. Atmosferă liniștită aici la noi. Și am intrat. Așadar vom sta la VIP 1. Cele mai aproape locuri exact de jucători. Vom sta fix aici lângă jucători, dar pe locurile VIP, fix acolo vom sta. Și uitați-vă cât de aproape suntem de ei. Am găsit biletele fix lângă ei. Deci fix pe unde intră ei. Stați să vă arăt. Stați așa să vă arăt fix pe unde intră jucătorii. Ia uitați. Fix aici frumos pe unde intră ei. Deja au intrat de acolo. Sunt curios cum se vede, sincer. Aici lumea nu prea cântă, vedeți? În spatele meu lumea nu prea cântă. Și uitați-vă unde suntem. Fix aici frumos lângă ei. Nu suntem chiar pe gazon, dar locurile sunt atât de bune încât suntem poziționați fix lângă ei, vedeți? Începe meciul! Hai de capul meu, ce ocazie acolo, tată! Cu poarta goală aproape! Coloferuza în
Galben pentru capitan. Carlos cred că e undeva pe acolo sau pe acolo, nu știu exact. Dar cred că acolo a găsit. A zis că o să ne filmeze și el. Direct în poartă am văzut-o, jur. Direct în poartă, vin. Și Octavian Popescu fix aici lângă noi, vedeți? Daua marchează acolo cu capul. Forța Steaua! 1-1 în acest moment. Trebuie să mai marcăm un gol. Final de primă repriză, 1-0 pentru Steaua. Și sincer, trebuie să fim realiști. Chiar dacă avem 1-0, se vede absența lui Tănase acolo în atac. Mai ales la construcție. Pota foarte mult Tănase. Trebuie să se obișnuiască echipa fără el. Și bineînțeles să paseze mai mult. Și ne-am întâlnit fraților aici cu un fan la pauză. Și dacă tot n-am întrebat pe nimeni pronostic, uite, te întreb pe tine, cât crezi tu că se termină de la 1-0? De la 1-0. Eu zic minim 4-0. Minim 4-0. Adevărul că a avut Steaua o grămadă de ocazii, ar fi meritat să mai dea două goluri acolo. Dar poate 3-0, e bine? Da. 3-0 ar fi fort. Încep în forță cei de la FCSB cu două ocazii mari acolo, pus o bară, fraților, trebuie să dea gol neapărat. Hai cu 2-0. Iese Yanis, intră șut.
Bowie. Calificare, fraților, cel mai frumos meci la care am fost juri, deci cel mai frumos meci. Roșu! Mamă, și portarul, uitați-vă și voi! Nu! Dar după un meci infernal. Sunt curios cum s-a văzut și la Carlos meciul. Eu nu am văzut cum s-a văzut, voi ați văzut acolo. Așadar, fraților, odată cu această experiență se termină super episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul de like, de subscribe acolo. Follow și lui Carlos, link în descriere. Până data viitoare, eu am fost Tudor, împreună cu băieții, și v-am pupat. Pa, pa!